Salutare, salutare! Bine v-am găsit și la partea a doua din top 5 ce mai veninoși șerpi din lume. Nu uitați să dacă o să vă placă și această parte, eu o să mă pun face și dacă o să vă placă și episodul de azi, să distribuiți și prietenilor. Așa că haideți să începem videoclipul nostru de azi. Pe primul loc avem șarpele de mare cu cioc. Acesta este un șarpe care de milenii a ales să trăiască în apele mărilor și a oceanelor, hrănindu-se preponderant cu pește, spre deosebire de rudele sale mitice, care atingeau 20-30 de metri lungime. Șarpele de mare cu cioc măsoară o lungime maximă de doar 1,2 metri, dar ucide câteva mii de oameni anual. Acesta are un corp comprimat lateral pentru a nota mai bine. Culoarea sa are diverse nuanțe de galben, verde și gri, dungate cu negru. Spre deosebire de peștii terestri, are ochii așezați în creștetul capului, orientați înainte, nu spre lateral. Vipera cu solzi aspri. Aceasta este o viperă de deșert cu o reputație atât de teribilă, încât beduinii o consideră animalul de casă al satanei. Solzii sunt ascuțiți, iar din acest motiv, când vipera se tărăște, se aude un zgomot sinistru, specific și inconfundabil. Aceasta are un bot scurt și niște fălci umflate de imense lei, glande veninoase. În schimb, are un colorit plăcut cu model roboidal de-a lungul corpului. Șarpele coral. Acesta este un mare canibal. În afară de șopârle, păsări mici și broaște, șarpele coral atacându-și deseori proprii semeni. Veninul său neurotoxic este deosebit de puternic, dar spre norocul oamenilor, acești șerpi injectează rareori cantități care să provoace moartea unui om. Vipera morții. Acesta este un șarpe scurt, gros și îndesat, precum un cârnaț otrăvitor. Poate crește până la 1,7 metri lungime, pe solzi are un model cenușiu maroniu negricios, iar laturile corpului îi sunt delimitate de câte o bandă deschisă la culoare. Această viperă are capul gros și scurt, de formă triunghiulară. Este mai larg chiar decât gâtul, îngustându-se spre bot. Coada este surprinzător de subțire și ascuțită. Aceasta a fost și partea a doua pentru top 5 ce mai veninoși șerpi din lume. Sper că v-a plăcut și nu uitați să apreciați acest video cu un like și dacă doriți să fiți la curent cu tot ce mai se întâmplă pe acest canal, să vă și abonați. Noi ne revedem data viitoare la un următor video.